A fost odată un bătrân împovărat de ani. Ei, și de bătrân ce era, privirea-i se tulburase, auzul îi slăbise și îi tremurau genunchii la orice mișcare. Când ședea la masă să mănânce, abia mai putea să țină lingura în mână, vărsa ciorba pe masă și, uneori, îi scăpau chiar bucăturile din gură. Și văzându până unde ajunsese bătrânul cu nevolnicia, fiul și nora sa se umplură de scârbă. Nu-l mai așezară să mănânce cu ei la masă, nu. Îl puseră într-un colț, lângă vatră. Și din ziua aceea îi dădeau să mănânce într-o strachină de lut. Și nici măcar atât cât să se sature. Bătrânul căta cu jind la masa încărcată cu bucate și ochii lui lăcrimau de amărăciune. Într-o zi, strachina de lut îi scăpă din mâinile cuprinse de tremur, căzu jos și se făcu cioburi. Când văzu asta, nora apucă să-l certe de zor, dar bătrânul se închisese în amărăciunea lui și nu scotea o vorbă. Din când în când numai scăpa cât un oftat adânc. Asta e prea de tot, își spuseră în sinea lor bărbatul și nevasta. Și cumpărară din târg o strachină de lemn pe câteva părăluțe. Bietul bătrân trebuie să mănânce de aici înainte doar din strachina de lemn. Și iată că într-o seară, cum ședeau toți în odăiță, nepoțelul să tot fi avut găgălicea de copil vreo 4 anișori, începu a-și face de joacă cu niște scândurele. Ce faci tu acolo? Îl întrebă taică-s-o. Fac și eu o covățică, îi răspunse copilul, din care se mănânce tata și mama când n-or mai fi în putere, ca bunicul. Ei, copii, ei, părinți, dragii mei, vă las pe voi să trageți învățăminte din povestea pe care v-am spus-o.